Vreme extremă la final de martie, temperaturile nu vor mai depăși 12 grade la amiază, va ploua în mare parte din țară, iar la munte va ninge, avem de altfel cod galben de vreme rea în aproape toată țara și un cod roșu de vânt puternic în 7 județe. Ce avertizări mai sunt în vigoare și ce ne așteaptă din punct de vedere termic în următoarele zile? Aflăm chiar acum de la Marina Antonescu, meteorolog ANM. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună dimineața! Așadar, începând de astăzi, vremea se va răci, vor fi temperaturi în scădere și nu vor mai depăși, cum spuneați, 12 grade prin sud-sud-est și minimele vor coborî, se vor înregistra și temperaturi negative. În ceea ce privește aspectul precipitațiilor, vor fi ninsori la munte astăzi, vor fi ceva precipitații mixte, local în vest, în centru și în nord și sub formă de ploaie și trecător la poviță pe aire strânse în restul țării. De interes rămâne astăzi vântul care este atenționat cu cod galben pentru cea mai mare parte a țării, unde vor fi viteze astăzi de 50-65 km pe oră și izolat 70-75 km pe oră. La munte, în Carpații Meridional și de Curbură și în munții Apuseni, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi viteze și de 120-140 de km pe oră, va fi viscol și vizibilitate scăzută. Și de interes este vântul tot din zona montană, la altitudini mai mari de 1800 de metri în Carpații Meridionali, unde vor fi viteze peste 140 de km pe oră, acest vânt fiind și avertizat cu un cod roșu. La ce să ne așteptăm în următoarele zile, dacă în zona capitalei, spre exemplu, iată, vor fi temperaturi negative pe timpul nopților? Pe timpul nopților, da, și spre dimineață, în următoarele zile, chiar începând de mâine dimineață, vor fi ceva temperaturi sub 0 grade, spre minus 3, minus 4 grade, dar aceste temperaturi vor fi în creștere ușoară și treptată. Cum va fi vremea la început de aprilie? Pentru începutul lunii aprilie o să fie o vreme schimbătoare cu ceva precipitații locale și cu temperaturi în jurul normelor în cea mai mare parte a țării. Așadar, nu ne așteptăm, iată, la maxime de peste 20 de grade, așa cum am avut weekendul trecut? Momentan, pe fondul acestei răciri, vor fi temperaturi mai coborâte decât ce ar trebui să înregistrăm în perioada aceasta, dar temperaturile vor fi în ușoară creștere și cel puțin până la începutul lunii se vor situa în jurul normelor specifice acestei date. Marina Antonescu, meteorolog ANM, mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Doamne...